Surpriză. Întâmplarea a avut loc acum câțiva ani, în timpul primului semestru din anul 2 de facultate. Ca studentă la facultate, înveți să te ferești de situații potențial periculoase imediat. Aveam 19 ani la momentul acela și avusesem deja parte din momente neplăcute din cauza unor bărbați. Cu toate că în majoritatea dăților, acestea au fost mai mult inconfortabile și au avut loc la petreceri sau în baruri. Nu am fost implicat în vreo situație în care să-mi fie frică de moarte și întotdeauna am simțit că pot scăpa în siguranță, fără să mai intru în contact vreodată cu individul în cauză. Mă consider o femeie cu simțuri ascuțite. Încă un lucru important de notat, înainte de a începe povestea, este că la momentul acela eram puțin excentrică. Ca să scurtez o poveste foarte lungă, încă eram dependentă de droguri și aproape că o luasem razna în perioada aceea, iar acest lucru se reflecta în înfățișarea mea. Aveam părul de culoarea lavandei, mai multe piercinguri faciale și mă îmbrăcam ca o supradoză de LCD. De asemenea, în acea perioadă, învățam să folosesc cercul de hula hoop pentru că mi se părea distractiv. Încă îl folosesc ocazional, dar nu la fel de des ca înainte. Și aveam câțiva prieteni care o făceau și ei. Când era vremea frumoasă, ne întâlneam seara în weekenduri și exersam împreună pe lângă alte lucruri. Eram destratată cu dispreț din cauza înfățișării mele. De câteva ori psihiatrii m-au acuzat că în timpul ședințelor în care încercau să-mi dea un diagnostic, că eu încercam de fapt să fac rost de droguri, în perioada în care eu doream să-mi tratez depresia și anxietatea. Chiar dacă era târziu în noapte, nu era nimic ieșit din comun în a fi oprită de poliție și luată la întrebări în legătură cu activitățile mele. La momentul acela, nu m-ar fi surprins dacă acest lucru s-ar fi întâmplat. Așa că îmi formase o părere foarte nasoală când venea vorba de polițiști. Universitatea la care studiam era enormă. Aveam cam 60.000 de studenți și 4 campusuri care sunt la o distanță decentă una de alta. Campusurile sunt integrate și aflate în oraș. General vorbind, orașul este de tot rahatul, dar zonele cele mai apropiate de campus, cu toate că nu sunt prea drăguțe din punct de vedere al înfățișării, sunt în general mai sigure. Un număr mare de studenți locuiesc în această zonă din afara orașului. Avem un sistem de autobuze foarte dezvoltat ca teoretic studenții să călătorească cu ușurință între campusuri pentru a ajunge dintr-un loc în altul, dar autobuzele nu circulă în zonele din afara campusului. Așa că în cazul în care vrei să ajungi în această zonă, trebuie să mergi pe jos până la destinația ta, de la stația de autobuz. Decisesem în acea seară să mă întâlnesc cu una dintre prietenele mele ca să facem exerciții cu hula hoop-ul. Amândouă avuseserăm cursuri până târziu în acea seară, așa că ne-am decis să ne întâlnim în jur de ora 9 seara la casa ei. Locuia în afara campusului, la aproximativ 2 km și jumătate de cea mai apropiată stație de autobuz. Traseul era în forma literei L, iar stația de autobuz era la capăt. Drumul până la colț era de 1 km și ceva, urmat de o curbă la dreapta și mai apoi de un drum de aproximativ 400 de metri până la capătul străzii. Prima parte a drumului nu era cunoscută ca fiind răufamată, dar strada ei putea fi dubioasă uneori. Este de menționat de asemenea că la cam o stradă distanță de stația de autobuz, pe drum spre casa ei, că este un mare spital acolo. Am luat autobuzul și am mers cât de mult am putut cu acesta, și imediat ce am ajuns la stația cea mai apropiată de locuința ei, am luat-o pe jos. Mi-a pus căștile în urechi și cu cercul de hula hoop în mână, am luat-o la pas. Nu am considerat drumul a fi mai diferit ca în alte seri. Mi-am petrecut timpul visând cu ochii deschiși și ascultând muzică. Strada era bine luminată și pustie, așa că asta combinată cu familiaritatea rutei m-a făcut total neatentă. Totul era absolut normal. Dar apoi, cam pe la jumătatea primei porțiuni a drumului meu, am observat o mașină de poliție mergând pe lângă mine. Era una dintre acele mașini sub acoperire, diferite de mașinile marcate clar, dar totuși era în mod evident o mașină de poliție. Așa cum se întâmplă în mod normal oamenilor ca mine, simțurile mi se accentuează atunci când poliția este prezentă. Nu m-am speriat sau ceva de genul ăsta, dar am luat seama de ei. Mi-am continuat drumul și la cam o stradă de distanță am observat aceeași mașină de poliție trecând din nou pe lângă mine. De data aceasta, venind din direcția opusă și mișcându-se puțin mai încet. Asta m-a iritat foarte tare. Mă săturasem să fiu tracasată de ofițeri de poliție, dar în acea seară aveam ceva în geantă care m-ar fi putut băga în belele cu legea, așa că teama a început să mi se instaureze în corp, pe lângă iritare. Chiar nu voiam să am de-a face cu așa ceva. Ofițerul nu m-a oprit și în cele din urmă a trecut pe lângă mine și a dat colțul pe strada următoare. Așa că am decis că ar fi o idee bună să măresc pasul, dar nu într-un mod suspicios.
Am ajuns la strada prietenei mele și am dat colțul spre ea. Eram fericită că partea cea mai lungă a drumului se terminase și că mai aveam cam 5 minute de tensiune până aveam să ajung la casă. Am mai mers câțiva metri când am văzut mașina de poliție pentru a treia oară venind spre mine, trecând și mai încet pe lângă mine ca data trecută. În acel moment, începusem să mă simt extrem de speriată, rugându-mă la Dumnezeul în care nu credeam să-l îndepărteze pe acest polițist de mine. Mai aveam puțin și pușeam în plâns, scenarii care înfățișau cel mai rău rezultat al acestei situații, care implicau arestul, exmatricularea de la școală și părinții mei numindu-mă rușinea familiei și dezmoștenindu-mă, îmi treceau prin cap. Eram pe punctul de a avea un atac de panică. În momentul acela îi puteam vedea casa prietenei mele și am mărit pasul un pic mai tare. După ceea ce a părut o eternitate, am ajuns într-un final la casa ei. Întotdeauna obișnuia să folosească intrarea laterală care se afla la capătul aleei, lungă de cam 9 metri și era mai mult un fel de loc de parcare mai mic, din moment ce proprietatea era o casă lungă, împărțită în mai multe apartamente. Imediat ce am început să merg spre aleea ei, mașina de poliție a venit cu viteză din josul străzii și a tras pe alee după mine. Asta a fost, m-am gândit. Eram pregătită pentru ce se putea mai rău, dar știam că păstrându-mi calmul, totul s-ar fi terminat cu bine. Polițistul nu s-a dat jos din mașină, dar și-a coborât geamul în schimb. I-am scos căștile și mi-am îndreptat atenția spre el. Bună seara, doamnă, a spus acesta pe un ton blând și îngrijorat. Voiam să știu doar dacă sunteți bine în momentul acesta. Hă? Ce întrebare ciudată. Clar nu era ceea ce așteptasem. Da, sunt foarte bine, am răspuns. Plănuiesc doar să-mi petrec seara cu o prietenă. Vin dinspre numele unui alt campus, iar aceasta este casa ei. De ce întrebați? S-a uitat la mine cu o privire plină de îngrijorare. Ei bine, am primit un apel de la cineva care stătea în afara ambulatorului spitalului. Ne-au sunat să ne informeze că cineva te urmărea de-a lungul străzii Arlington. Partea cea mai lungă a călătoriei? Din cel puțin momentul în care erați în dreptul spitalului. Asta m-a derutat, pentru că nici măcar o dată nu a fost vreun moment care să indice că eram urmărită. Nu, domnule, sunt bine. Nu am observat nimic suspicios și nu am fost abordată de nimeni. Imediat ce am terminat de spus asta, un bărbat a sărit dintr-un boschete de pe partea casei prietenei mele, de la cam 2 metri de unde stăteam. Părea că avea în jur de 40 sau 50 de ani, era înalt, deșirat și îmbrăcat în haine vechi și murdare. Se uita fix la mine, iar privirea sa era extrem de sinistră, zâmbindu-mi cu toți dinții. În mâna sa era un mare cuțit de vânătoare. S-a îndreptat spre mine și a început să chicotească, întinzându-și în același timp brațele spre mine, expunând complet cuțitul. Hai, iubito, de ce a trebuit să-l chem pe prietenul tău așa? Tot ce am vrut să fac este să-și cer o țigară. Atunci, chiar în fața ofițerului de poliție, a început să se îndrepte spre mine cu repeziciune. Nu am băgat de seamă ce a făcut polițistul în legătură cu situația asta, pentru că am început să alerg imediat de-a lungul aleii până la ușa prietenei mele și am început să bat în aceasta cât de tare am putut. Probabil că era în sufragerie, pentru că a răspuns la ușa destul de repede. Am intrat instantaneu înăuntru, respirând cu greu și tremurând. S-a uitat afară, iar acum acolo erau 4 mașini de poliție pe alee. Bineînțeles că era foarte îngrijorată și derutată și m-a întrebat ce naiba se întâmplase. I-am explicat situația, iar ea s-a uitat la mine îngrozită. După ce polițiștii au rezolvat situația, a bătut la ușă, asigurându-se că nu am fost rănită. Nu știau cine era persoana aceea, pentru că nu avea asupra lui vreun act de identitate, dar era destul de evident faptul că bărbatul acela era un om al străzii din zonă, bazându-se pe felul în care arăta și de starea lui mentală. Avem o populație a oamenilor străzii imensă aici. L-au luat în custodie și n-am mai auzit nimic niciodată despre ceea ce s-a întâmplat în seara aceea. Bărbatul acela probabil că era extrem de bolnav, din moment ce a avut curajul de a mă aborda cu un cuțit fix în fața unui ofițer de poliție. Mă cutremur când mă gândesc ce mi s-ar fi putut întâmpla dacă un bun samaritan nu și-ar fi ascultat instinctul și nu ar fi chemat ajutoare. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acasă în seara aceea a fost să dau comandă de pe Amazon la spray cu piper cu data de livrare de 2 zile. Nu mai merg niciodată pe jos când este întuneric cu căștile în urechi și întotdeauna mă uit cu grijă în jur după lucruri care ar putea fi în neregulă în timp ce merg. Chiar dacă tu consideri că ești foarte intuitivă, nu te complace și fii mereu atentă la împrejurimi. Sunt extrem de recunoscătoare acelui ofițer și mi-am schimbat de atunci părerea în privința poliției. Gestul ăsta a fost incredibil de stupid din partea mea și mi-a învățat în mod evident lecția. Dar mă repet, niciodată să nu umblați cu căștile în urechi când este întuneric afară.
Această situație ar fi putut fi prevenită dacă nu aș fi făcut asta. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare!